de presă din Chișinău, jurnaliștii anului 2014.
noastră, bună seara, lume bună! Bună seara cei mai vizibili, cei mai valoroși și cei mai credibili! Bună seara și bine v-am găsit! Această seară cu totul specială am început-o alături de formația Angry Band, jazz vocal grup Univox și Geta Burlan. Doamnelor și domnilor, dragi jurnaliști, editorialiști, regizori, machetatori, stilizatori și pur și simplu consumatori avizi sau oarecum platonici de informație, aceasta este seara domniilor voastre. Gala anuală a Clubului de Presă din Chișinău, ceea ce înseamnă, de fapt, premierea celor mai ascuțite venițe, celor mai focusate obiective și a celor mai ascuțite minți ale presei autohtone. Precizăm că acest eveniment din această seară este realizat cu suportul financiar al misiunii OSCE din Republica Moldova. În calitate de organizator al concursului, Centrul pentru Jurnalism Independent și Clubul de Presă își asumă dreptul și responsabilitatea să decidă asupra numărului de jurnaliști care astăzi vor fi desemnați aici în scenă. Nu vor mai fi 10, ca de fiecare dată și ca în anii precedenți, dar numărul lor va varia în funcție de performanțele jurnaliștilor din anul 2014. Exact, Caterina, doamnelor și domnilor, în acest an, dată fiind dublă aniversare, 20 de ani ai Centrului pentru Jurnalism Independent și cea de-a 20-a ediție a Galei Clubului de Presă din Chișinău și Comitetului pentru Libertatea Presei din Moldova, procedura de desemnare, cum ai spus-o și tu, a topului jurnaliștii anului, va fi cu totul și cu totul special. Da, pentru că speciale au fost și tehnicile de selectare în Italie. Candidații au fost nominalizați de către membrii Senatului și adunarea fondatorilor CJI, dar decizia finală a fost luată de membrii Comisiei de Jurizare, formată din 5 membri ai societății civile și un reprezentant CJI. Eu propun să spun și despre topul acesta special aniversar. Este vorba despre categoriile jurnalist TV, jurnalist radio, jurnalist ziar, jurnalist online, fotoreporter, premiu pentru 20 de ani de activitate profesională. Și cum ai spus și tu, fiecare membru al Senatului a nominalizat între 1-3 candidați pentru toate categoriile top 2014. Lista a fost completată de membrii adunării fondatorilor. La desemnarea laureaților s-a ținut cont de următoarele criterii: profesionalism, respectarea normelor deontologice, prezența în spațiul mediatic și impactul asupra opiniei publice, gradul de risc asumat și de obiectivitate, precum și devotamentul față de profesie. Și aici, Vitalie, cred că este potrivit să amintim ceea ce repeta neobosit Caragiale, și anume că munca de jurnalist înseamnă, în primul rând, cinste și gramatică. În mileniul său, probabil, sau mai mult decât probabil, era suficient, dar în secolul nostru, de la noi se cere mai mult decât ceva mai mult. Mai mult decât gramatică? Ai dreptate și lasă-mă să-ți dau un citat acolo. Scoateți din țară presa și această țară va deveni o scenă a haosului. Fără asigurarea zilnică cu fapte exacte, atât câte putem cunoaște și publica, imaginația oamenilor se va inflama și se va revolta violent. 10 zile fără presă cotidiană și presiunea puternică a fricelor și grijilor vor arunca oamenii într-o isterie alimentată de zvonuri, alarme, ură și iluzii. Am devenit paznicii de zi și de noapte a acestor zile grele. Și nu este constatarea noastră, cea lui Harry Chandler, editor american și investor. În paranteză fiind spus, este cel care a creat cel mai mare imperiu imobiliar din Statele Unite ale Americii și poate ar fi un detaliu de încurajare pentru cei care poartă mantia de simplu ziarist și le-a devenit cam strâmtă sub suori. A fi jurnalist în secolul 21 nu înseamnă doar formularea elaborată a unui adevăr în birourile simpatice ale redacțiilor, înseamnă înțelegerea costurilor mari ale acestui adevăr, înseamnă de foarte multe ori egalitatea de semne dintre adevăr și o viață. Din păcate, 49 de jurnaliști au fost omorâți în 2014, în acest an care, iată, încă nu s-a încheiat. 49 de vieți urmate într-un adevăr, 5 dintre care în Ucraina.
în acest an zona cea mai periculoasă din Europa pentru jurnaliști. 70 de jurnaliști au fost omorâți în anul 2013, dintre care 2 în Federația Rusă. În această epocă a realismului istoric, Rusia și Ucraina rămân zone unde, precum am mai zis, adevărul costă vieți. Anul acesta a fost unul extrem de dramatic și pentru noi. Am pierdut una dintre cele mai ascuțite penițe ale presei autohtone. Penițe făcute din oțel greu de sabie. Constantin Tănase. Cel care a adus statutul de editorialist la o altă înălțime. Cea de autoritate morală. Să cinstim memoria, să învățăm verticalitatea. Vă mulțumim și, doamnelor și domnilor, aveți aici, în curând, va apărea un film despre ceea ce s-a întâmplat în anul 2014. Un an văzut de ochii vigilenței ai colegilor de la Centrul pentru Jurnalism Independent. Așadar, propun să urmărim împreună. Și facem. Eu întreba ce deputat vine la salon de funcție. Și mi-au tras cu picioarele în față sau pumii, n-am reușit să vă iau frânzită. Amați și-au interzis ziariștilor de la Chișinău să filmeze, scrie portalul de știri deschide.md, care a registrat toată întâmplarea. Jurnaliștii au fost chiar și mulcați. Dar nu mai bine să nu avem. Nu putem să permitem accesul pe această sală a peste 200 de surse mass-media de fiind sunt acreditate în Parlament. Iată, aici sunt două loje unde poate fi admis accesul presiei. Nu sunteți voi cei din Partidul Comuniștilor care să ne dați nouă lecții pentru privind dreptul de exprimare și libertatea presiei. Dar pentru voi nu e pentru noi libertate presiei. Capitala Elena Nada a fost denisă din funcție în urma investigației efectuate de jurnal TV. Mă rog, mai întâlnit pe mine, mai încă vă хотите посмотреть despre mine și mă lăsați. Я думаю, Владимир Николаевич бы хорошо вывел эту передачу. Он смешной такой все время.
De fapt, Centrul pentru Jurnalism Independent a stat cu ochiul pe ceea ce se întâmplă nu doar în acest an. E adevărat, să vedem CIJ-ul în fapte mărețe și duci nimicuri cotidiene timp de 20 de ani. Așadar... Așadar, vom premia acum cel mai bun jurnalist de televiziune din anul 2014. Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, va ieși în scenă alături de noi să îmâneze acest premiu. Doamna Radu, vă așteptăm. Aplauze. Despre cei 20 de ani de Centrul de Jurnalism Independent.
pentru că premiile din Cercat Haranii se adună și nu mai pleacă nicăieri. 20 de ani e mult, e puțin. În 20 de ani noi n-am reușit ca lumea jurnalistică și ca cei care ne dăm cei mai tari mâncare să ne organizăm un sindicat. De aceea mulțumim mult Centrul pentru Jurnalism Independent că există și ne unește o dată pe an și de fiecare dată 20 de ani. Felicitări! Aceste aplauze se datorează nouă Centrului Jurnalism pentru Independent. Și vreau neapărat să adresez o urare de plinice mulțumire din partea ziarului pe care că în 10 ani am avut atâtea procese judiciare pe care nu le-am mai putut număra, dar serviciul juridic a Centrului de Jurnalism a muncit atât de bine încât n-am pierdut încă niciun proces. Mulțumim! Să intre premiul. El așteaptă, de fapt, cu mintea în culise. Cel mai important este să vedem numele din clipuri, după care urmează mărul special. Aveți emoții, doamna Radu? Cu toții avem emoții. Cel mai bun jurnalist din televiziune, 2014, Natalia Morar. Felicitări, așadar, cel mai bun jurnalist TV al anului 2014 este moderatoarea emisiunii Politica de la postul de televiziune TV7, Natalia Morar. Sincer, am sunat de două și mi-au spus că eu trebuie să ofer un mar cuiva care merită să-l primească anul acesta. Mersi mult! Eu nu m-am așteptat, sunt foarte emoționată, chiar nu credeam că vă lua astăzi ceva. Eu îl dedic tuturor jurnaliștilor care au încercat anul acesta să rămână verticali, pentru că a fost un an extrem de greu pentru noi, ca presă. A fost un an în care mulți dintre noi au făcut compromisuri și îmi pare foarte rău de acest lucru. Și din păcate acest an pentru noi a fost foarte trist și noi trebuie să înțelegem că nu de la ei va veni schimbare, dar de la noi. Și cât mai sinceri vom fi și cât mai criticali vom fi, cu atât mai repede va veni această schimbare. Sper să o facem împreună. Mersi! Natalia, mulțumim și felicitări încă o dată. Doamnelor și domnilor, la această categorie mai avem un premiu și invităm în scenă pe Anastasia Nanin, cea care s-a învrednicit și ea de un măr anul trecut, pentru a ne spune cine este de această dată norocosul. Anastasia, te rog! Să vedem plicul. Așa. A ieșit. Este o jurnalistă care mie îmi place să vorbesc, arată foarte bine la ecran și, după părerea mea, chiar este foarte talentată. Speranța State de la Bărbenea. Cel mai bun jurnalist TV al anului 2014, Speranța State, ProTV. Să ne cunoaștem. Avem o plăcere când ne uităm la ProTV. Prezintă Speranța. Felicitări, Speranța! Anastasia, te rugăm să rămâi alături de noi. Speranța, felicitări! Ai cuvânt! Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru acest premiu, chiar nu am așteptat să-l primesc. Este probabil premiul al întregii echipe ProTV și vreau să vă mulțumesc colegilor mei, dar și părinților mei, la care am învățat foarte. Felicitări, așteptăm împreună, stai și tu și Anastasia. Da, pentru că trebuie să procedăm în dulcele spirit ale vocii. Vitalia are pregătit telefonul, pentru că încep selfie-urile. Îți dai seama, trebuie să fim în trend. Imediat. Așa. Da, să fac Speranța pentru că este cea mai nouă. Te rog.
mâinile lungi și cu picioarele la fel de lungi, așa. Minunat! Îți mulțumesc că îmi dai și mie felicitări. Ia-ți textul, da, da, ai nevoie de ea. Ecaterina, imediat fac și tine un selfie și postez. Da, domnul Canțăr are dreptul la primul like. Da, are dreptul la primul like. Iar asta pentru că lumea astăzi se împarte în două categorii. Cei care trăiesc pe Facebook și cei care privesc televizor. De când viața noastră s-a mutat pe Facebook, vorbim în statusuri, ne măsurăm bucuria în like și mâncăm neapărat pe Instagram. Și slavă Domnului Vitalie, un singur domeniu a rămas aproape intact și este vorba de radio. Și la categoria radio avem două premii. O invităm alături de noi în scenă pe Lilia Zaharia, jurnalistă de investigație, să mâneze primul măr la această categorie. Aplauzele voastre, vă rog. Bună seara! Să vedem cine este câștigătorul la această categorie. Îmi face o mare plăcere să anunț câștigătoarea Liliana Barbăroșie. Câștigătoarea acestui an la categoria radio, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. Așa. Da. În acest an ai ocazia pentru că este unul mai special. Da, din păcate m-am să spun acum un lucru care va fi probabil în disonanță cu această atmosferă de sărbătoare. Eu am o mare tristețe în acest an legat de meseria mea. Din păcate, în acest an au dispărut ca entități, ca voci de presă, mai multe instituții la care țineam foarte mult, pe care le citeam foarte des la revista presei, că am o rubrică, fac o revista presei în fiecare dimineață. Din păcate, în acest an am avut să trăiesc senzații de vomă în fața televizorului, am ajuns să mă cert cu el de ajungea fiică mea de 5 ani să se mire de mine, să întrebe de ce țip. Din păcate, nu suntem în cea mai bună stare acum. Sper foarte mult că vom avea un an mai bun înainte. Cât ține de acest premiu, eu mulțumesc foarte mult, deși speram să observați măcar voi că de curând moderez și o dezbatere la TV. Ba da, observați să știu, Liliana. Ai șanse pentru anul viitor, nu? Dacă ajung să mai rămân acolo. Eu am o mare mândrie legat și de această performanță, pentru că cred că, cel puțin îmi place mie să cred că am făcut breșa în PCRM. Dacă vă mai amintiți acea emisiune cu Boronin, când s-a dezis de Uniunea Vama. În tot cazul, eu vă doresc la toți la mulți ani și mulțumesc foarte mult pentru această apreciere. O să-i placă și fiecare. Mulțumim și noi la mai mulți la Mariana. Al doilea premiu la categoria radio va fi oferit de Natalia Morar, moderatoarea emisiunii Politica de la TV7. Natalia, încă o dată te rugăm să intri în scenă alături de noi, de această dată într-o altă calitate, da? Să oferi tu premiu. Ai văzut? Totuși ai un premiu de oferit. Să vedem cine este câștigătorul cu numărul 2 la această categorie. Cornelia Rusnac. Felicitările noastre!
Centrul pentru Jurnalism Independent ar trebui probabil să se gândească să mâneze nu numai mere, dar și prune, struguri, conserve, mazeluri, etc., etc. Ca să lucrăm încet, încet, în barbă. Mulțumesc! Încă dată să recepe. Nu este nici înalt, nici mai drept, nici mai bun, nici mai școlit decât mulți dintre semenii săi. Însă el mereu reușește să radiografieze deopotrivă binele și răul unei lumi și să prezinte faptele într-o structură logică simplă, accesibilă tuturor. Nu este scriitor pentru că, potrivit cutumelor meseriei sale, nu are dreptul să fabuleze. Nu este nici actor, chiar dacă participă intens la spectacolul vieții. Nu este nici politician, fiindcă deciziile sale nu au o argumentație electorală. Și nici nu este judecător, pentru că judecățile lui nu constituie sentințe. Detașat și deopotrivă adult, uneori, pentru același motiv, rostește adevăruri incomode. Jurnalistul, pentru că despre el este vorba. Jurnalistul e dificil de încadrat în tiparele unei profesii clasice. Privit cânt ca un boem, fără leac, cânt ca un analist riguros, jurnalistul este, în cele de urmă, produsul social al timpului său, dar și o individualitate bine conturată, cu un caracter care îi asigură succesul în profesie. Și cu această definiție a Cameliei Popa am anunțat, de fapt, premiul pentru cel mai bun jurnalist de presă scrisă. Să vedem în grădina cui ajunge următorul măr și pentru a-l înmâna o invităm pe Sorina Obreja de la ProTV. Seara, Sorina! Să vedem cine este câștigătorul la această categorie. Bună seara tuturor! Mă bucur că am această onoare să ofer un premiu astăzi. Anul acesta cu merele, merele au fost un subiect discutat. Mere s-au oferit în școli, în grădinițe, dar cred că acestea sunt cele mai importante. Alina Țurcanu, pare foarte bine! Felicitări! Vă invităm alături de noi pe Alina Țurcanu. Am ales să merg într-o instituție care mi oferă confortul necesar pentru a rămâne în picioare așa cum cred că am fost mereu. Chiar îmi produce o emoție acest premiu. Și vreau să-l dedic tuturor colegilor mei din presa scrisă, pe care i-am avut pe parcursul celor aproape două decenii de când fac jurnalism, în diferite redacții. Și au fost echipe foarte bune. Spun echipe pentru că în ziua de azi, din păcate, nu toate redacțiile sunt echipe. Și mi-ar plăcea să revenim la acele vremuri, poate mai tradiționaliste, așa, mai, când nu era atât de dezvoltat online-ul. Eram echipe familii. Am avut onoarea să iau colegi pe mulți dintre cei care sunt în sală, pe mulți dintre cei care încă astăzi n-au ajuns aici, dar sper să vină. Din păcate și am și foști colegi și șefi care nu mai sunt printre noi. Le dedic tuturor acest premiu și sper să revin la presa scrisă, într-o formă sau altă. Și mulțumesc Radio Europa Liberă pentru oportunitatea de a face ceva nou care îmi place foarte mult, un proiect TV pur și simplu. Alina, felicitări! Sorina, îți mulțumim! Domnilor și domnilor, acum îl invităm alături de noi pe Igor Cașu, membru al juriului CJI, să anunțe cel de-al doilea câștigător sau, cine știe, poate câștigătoare. Vă rog! Să vedem numele din plic.
Așa, the winner is Oksana Nesterova. Felicitări pentru Oksana. Felicitări. Oksana, dacă ești... Ok, nu ești deocamdată. Printre aici... Mă rog, cum ajunge la Oksana? Vă asigur eu, domnul Cașu. Vom avea grijă noi de asta. Vă găsim oricum. Mulțumim, domnul Cașu. Șocant, vezi mai jos ce premiu avem de oferit. Evident, premiul pentru jurnalist online. Sunt cei mai rapizi, am putea să-i numim chiar jurnaliști supersonici ai presei moldovenești. Sunt cei care reușesc uneori să scrie despre eveniment înainte ca acesta să se producă. Sunt eroii cerurilor și maniacii vizualizărilor. Dar cine este cel mai dintre cei mai, vom afla acum. Senzațional, exclusiv și în premieră. Premiul pentru jurnalist online va fi oferit de Alexandru Canțâr, membru al Senatului CJI. Cum spunea unul dintre politicienii Moldova, ruși în Republica Moldova, puterea este în jur. Adică, spunea el altfel. Chiar mă bucur să citesc acest nume. Chiar Ion Preașcă. Domnule Preașcă, ziarist foarte bun, pe care sunt bucuros să-l văd și pe care... Da. Deci, ai te rog grijă să-l mulțumesc. Mulțumesc, mă. Ia să-l văd un minut, eu nu știu ce s-a întâmplat. A fost la... La grădiniță sau la școală? Vă mulțumesc din partea lui, din partea întregii echipe. Vă mulțumim și pentru toată felicitări. Ei sunt cei care văd enorm și simt monstruos, citindu-l pe bunul nostru Caragiale, ochiul lor este peste tot și nu le scapă niciun detaliu. Și cele mai mari personalități văd dedesubturi scrise cu litere mici. Ei sunt cei care fac istoria vizibilă. Și vizibilitatea istorică. Interesant. Fotoreporterii tot își fac selfie-uri. Nu știu detalii. Uite, propun acum să aflăm răspuns la această întrebare. Premiul pentru fotoreporter va fi oferit de Oksana Gracenko de la portalul Moldova.org. O invităm alături de noi pentru a afla numele câștigătorului la categoria fotoreporter. Aplauze! Ne-a adus mult noroc și sunt convinsă că numele jurnalistului din acest film îi va aduce cel puțin la fel de mult noroc și este vorba despre Constantin Grigoriță. Felicitări! Ca de obicei, la muncă! Dumnezeu anul s-a fost prea dat cu mine. Atâtea cadre sunt prinsuri. Că mai ca ți v-am născut atunci ce ai prins ciudă pe mine și numai pe mine mă vânezi. O să fie... Însuși s-a vorbit aici de personalul cu litere scrise mănâncă. Mi-a spus, am și chiloții
cu numele meu. Nu vreți, dezbrăcați-vă și îi facem. Asta mi-a dus singur cafeaua, preparată de el. Și să ne rugăm Domnului să dea cât mai multe oportunități să le arătăm cum ne greșesc. Mulțumim de liber și vă mulțumim la Dumnezeu să ieși la Dumnezeu ca fel de dar în lumea voastră. Întrucât Centrul pentru Jurnalism Independent marchează 20 de ani de activitate, iar Clubul de Presă a ajuns la cea de 20 aniversare, în seara asta vor mai fi acordate două premii pentru 20 de activitate profesională. Îl invităm alături de noi în scenă pe autorul simbolului Clubului de Presă, domnul Vasile Bodnaru, vă rog frumos, pentru a mâna primul premiu la această categorie. Postază mi-au văzut ăștia. Nu-i mare ispravă să desenez un măr stăpânt de săgeată. Eu habar n-aveam că gluma asta o să fie atât de temenică și o să devină un club de presă. Dacă tot s-a ajuns la 20 de ani, trebuie să vă spun că asta e un lucru care s-a făcut în joacă, dar de fapt s-a făcut pentru noi înșine. Și probabil din cauza asta a rezistat. Eu, de când eram încă elev în școală, țin minte tot felul de competiții, de olimpiade care se făceau de dragul directorului, de dragul Raicomului, de dragul unor controle, numai nu de dragul activității în sine. Și intuitiv, împreună cu Sandu Cațăru, cu alți colegi, ne-am răzbunat, ne-am răsculat împotriva genul ăsta de petreceri și activități și am gândit această formă de întrunire, club de presă. După aia am început să căutăm, să ne distrăm și cu aceste mere. Și uitați-vă că a rezistat pentru că s-a făcut informal. Și tot timpul cineva a bumbănit și a zis că nu e adevărat, că nu e zis pe cei mai buni. Și aveam o singură replică. Lăsați dracului clubul ăsta la o parte, faceți voi alternativă. Adică n-a ieșit. Înseamnă că asta este adevărat. Și eu acum am citit un nume, sunt într-o situație dificilă, pentru că, în primul rând, de multe ori n-am fost de acord cu omul ăsta. Și i-am spus asta și am știut. În păcate vorbesc la trecut, pentru că nu mai pot să polemizez cu el. Eram în dezacord, în principiu, cu el, pentru că eu lucrez la o instituție care presupune, prin definiție, să nu pui mâna pe armă, să nu fii părtinitor. Omul ăsta, din potrivă, considera că trebuie să fii părtinitor într-un moment de restriște, să pui umărul și n-am văzut niciodată la pace în sensul ăsta. Dar l-am admirat mereu pentru seriozitatea, dăruirea și munca adevărată pe care o făcea. Și probabil din cauza că presupunea foarte multă energie, s-a dus. S-a dus dintre noi, bă, nu este despre cine e vorba, Constantin Tănase, Dumnezeu să-l ierte, premiu pentru un jurnalist care a păstrat foarte sus ștacheta, care nu știu dacă o să mai atingă cineva. Domnule Tănase, de unde sunteți acum? Nu știu dacă puteți veniți în scenă, dar aveți premiul de la noi. Eu în prezentație spunea, dacă nu o să avem noi grijă să ajungă la moștenitorii dânsului. Exact, dacă este vreun reprezentant, să urce în scenă. Ok? Oricum. Mulțumim, domnule Botnaru. Mai avem un premiu și o invităm cu mare drag acum pe Ludmila Andronic, care este președinta Consiliului de Presă. Dumnezeu va oferi cel de-al doilea premiu pentru 20 de ani de activitate profesională. Vă
Bună seara, vreau să vă spun că și eu sunt curioasă. Eu am avut îndrăzneala să întreb alaltă când m-au invitat la gală, da, cui îmi mânez eu acest prieten și mi-au spus este secret. Chiar dacă eu am fost printre cei care am votat, nu pot să-mi dau seama. Dar, acest bărbat m-a plăcut întotdeauna. Este un exemplu de profesionalism, este profesorul meu la modul cel mai direct, pentru că mi-a fost profesor universitar. Este un bărbat cu care îmi place întotdeauna să glumesc, pentru că are un simț al umorului extrem de bine dezvoltat. Și, în general, Vasile Botnar, eu îl iubesc. Pur și simplu la Europa Liberă fac un lucru extraordinar și am văzut o transfuzie nemaipomenită, am luat oameni gata crescuți. Adică... Și strașnic sună, am uit adevărul. Da, eu un singur lucru tare sper ca tinerii care se modelează acum și eu am onoarea să îi văd la școala centrului de jurnalism, la școala de studii avansate. Tare vreau ca oamenii tineri care vin în meserie să dumirească foarte clar, să aleagă o alegere conștientă. Pentru că dacă vor mașină de lux în 3 ani, fac un anumit gen de carieră. Dacă vor abia după 30 de ani carieră să poată să cumpere o Dacie, voilà. Eu sunt convins că o să reziste și jurnalismul nostru și clubul de presă și mere să vor da. Mulțumesc tare mult pentru această apreciere exagerată. Dacă nu sunt dați, îți mulțumesc. Mulțumesc. Laură și felicitări pentru cei care, iată, i-ați văzut aici în față, care au fost premiați de altfel pentru muncă onestă, imparțialitate și talent. Vă readucem aminte că acest eveniment este realizat cu suportul financiar al misiunii OSCE în Republica Moldova. Și acum îi invităm în scenă pe Angry Band și Dara, care s-a împrednicit ea în acest an de premiu Vocea Anului, oferit de o revistă. Aplauze!
Yeah.
frumos! Au fost băieții de la întrebări și Cara pentru domniile voastre. Mulțumim! Așadar, toate merele au fost împărțite și au ajuns în coșurile care le merită, dar nu au fost însă și împărțite toate onorurile. Mai avem, dar pentru a vă ține în suspans, vă invităm să urmărim un filmuleț despre ceea ce cred tinerii din Republica Moldova, despre presa moldovenească și despre libertatea acesteia. În Republica Moldova presă independentă, liberă? Eu cred că presa este parțial independentă, adică liberă, pentru că oricum depinde de unele așa personalități și structuri din țara noastră. Nu cred că este presă liberă. Eu știu că da, este presă care pișe tot cât anul este, dar se rămâns cu toată vodka. Însă și materialele care se prezintă la anumite televiziuni dau indirect dovada că presa este manipulată. Cred că reporterii din Moldova fac tot posibilul să avem cât de cât libertate în exprimarea opinii. Я думаю, что все-таки да, есть качественная, скажем, работа, которую выполняют наши журналисты, но, к сожалению, не вся информация попадает в масс-медиа. Ei doar reflectează asupra problemelor și relatează ceea ce este. Presa liberă există, și în ziua în care totul se cumpără și se vinde, probabil că sunt mici dereglări. Eu cred că sunt jurnaliști de la țară. Sunt de acord că avem presă liberă în țară, deși deviază uneori informația de la post la post și de la revistă la revistă. Mare majoritate nu este liberă, dar sunt unii îndrăzneți care îndrăznesc să spună convinților pe nume, că spune adevărul curat. Bravo! Cine credeți că sunt influențate mass-media în Republica Moldova? De politicieni și de businessmen care au parte. Nu știu, în mare parte este influențată de politică, de politicieni. De persoanele care au bani. Cred că de care stau, persoanele care stau la putere. Este condusă de politicieni care e la putere și iese presă doar ce deranjează pe ei. În procente, cam cât considerați că este presă liberă și cât este liberă? 91 la 9. 91 este liberă și 9 este influență. Poate unul, două, de majoritatea sunt liberă. Undeva 75% presă liberă și restul, nu? Maximum 10% este liberă presă, altfel. De majoritatea este manipulată. Poate 30% liberă. Restul este influențat. Iată, Vitalie, fără impărțire. E adevărat, acestea au fost opiniile tinerilor din Republica Moldova vis-a-vis de presa de la noi din țară. Așadar, stimați colegi, avem o temă pentru acasă pentru 2015, să medităm, dar și să luăm, să acționăm. Avem o presă dereglată sau o presă îndrăzneață, așa cum au spus unii intervievați? Rămâne să vedem. Vitalie, așa cum ai anunțat și tu mai devreme, mai avem premii speciale de altfel pentru realizări la fel de speciale. În fișa postului unui gazetar este să intre pe geam dacă este dat pe ușa afară, nu trebuie să cedeze, politicienii trebuie hărțuiți, cu ei trebuie dus un adevărat război de gherilă. Jurnalistul este omul pentru care faptele sunt mai presus decât guvernarea sau opoziția, decât banii sau puterea. Așa zice Cristian Tudor Popescu, așa crede și cer spre care se îndreaptă primul premiu special. Premiul pentru investigația anului va fi oferit de către Vyacheslav Perunov. Слышно? Не хотел бы, чтобы подумали, что мой цвет одежды связан как-то с выборами. Просто 20 лет назад организовалась наша газета СП, поэтому мы одногодки с Чижом, с чем можете нас тоже поздравить. Кроме того, мне сказали, что я не буду просто награждать, я должен еще Чиж похвалить.
не все выполнили это задание, но мне, как сказали, так и буду делать. Первое. За 20 лет мы ЧИШ нас кое-чему научил, действительно. Это раз. Во-вторых, дал подзаработать в качестве тренеров. Это два. В-третьих, мы благодаря ЧИШу смогли съездить в Приднестровье, в Гагаузию, где были тренерами. До этого мы, может быть, там бы и не бывали никогда. А так увидели, что Молдавия действительно большая страна относительно. Четвертое, что еще хотел сказать. А, 6 яблок мы получили от ЧИШа, газеты СП. Это тоже что-то. Ну и последнее, 20, как говорил Жванецкий, 20 лет и на свободе. В том смысле, что на нас было подано очень много дел, миллионы дел, которые благодаря поддержке юристов ЧИШа мы выиграли. И, то есть ни одного не проиграли. И отдельное спасибо за те два закона, которые разрабатывали юристы ЧИШа. Это закон о... Сейчас помню. Закон о разгосударствлении и закон о свободе выражения мнений. Поэтому 20 лет мы вместе, совместно, дружно, вместе с ЧИШом прожили, им еще 20 лет, а там посмотрим, что будет. А теперь давайте посмотрю, кого мы награждаем. Это очень трудная профессия, кстати, быть журналистом-расследователем. У нас многие, которые были, бросили это дело и уехали. Так. Райс, Project Moldova. Виталія, де рок? Хочете селфі? Ось секунда. Тарок. Acest premiu pentru critici Vasilinie, tot luptăm cu cei de la FISC pentru că noi am cerut niște informații financiare și tot ne dau răspuns că RAIS Moldova nu este o instituție, un mijloc de informare în masă și acum o să mă duc mâine cu acest premiu să zic, uitați-vă că avem dovadă aici. Stai pe concert, da? Felicitări și vă mulțumim! Noi mai avem un premiu de oferit și de această dată, Vitalie, este un premiu de debut și ne bucurăm nespus de mult că, iată, în acest an avem noutăți pe piața media. E adevărat, iar înainte de acordarea premiului pentru debutul anului, aș vrea să invităm în scenă, să o invităm, mai bine zis, pe Ala Ceapaie de la Radio Europa Liberă pentru a dona premiile pentru promovarea diversității în presă. Promovarea diversității și a toleranței este, de fapt, unul din principiile politicii editoriale a postului de Radio Europa Liberă. Eu, personal, am mare admirație pentru jurnaliștii care se conduc de acest principiu, iar una din aceste jurnaliste este și Natalia Barbier. Felicitări pentru Natalia și invităm alături de noi. Care
dreptate, trebuie să mă asertez și te rog să o faci acum, pentru că eu sunt de vină, eu am greșit textul. Acesta, de fapt, a fost un premiu oferit pentru promovarea diversității în presă. În presă, așadar, debutul anului urmează imediat în clipele următoare. Și îl invităm cu drag pe Petru Macovei ca să ofere acest premiu pentru debutul din acest an în presa românească. Bună seara! La mulți ani și sărbători fericite, la mulți ani CJI. Premiul pentru debut se oferă Galinei Maresieva. Felicitări pentru Galina. A demonstrat potențial și pe care noi l-am crezut pe cuvânt. Da, o invităm pe Nadine Gogu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, care va oferi acest premiu pentru speranța anului 2014. Aplauze! D'accord, d'accord. Așa, pentru premiul pentru diversitate o invităm încă o dată pe Ala Ceapai de la Europa Liberă să citească din plic. Na, așa scrie scenariul. Ce să facem? Doamna Gogu, mai sunt plicuri? Ce plic e acolo? Așa ca la loterie. Ok, încă un plic. Da, mai sunt plicuri, ne spune. Imediat. Iată și plicul rătăcită. Premiul pentru debut, care de fapt a fost anunțat și a fost invitată Galina Maresieva de la Teleradio Gruzia, ea a primit premiul pentru diversitate. Și vă duc pe scenă, pe un reprezentant de la WorldStreet.com. Așa, vă duc. Și e primul care nu se strică.
Felicitări! Ziceam, eu cunosc mâine, nici nu mă uit în plic, prăspăziți, dar puțin mai târziu, pentru că mai întâi vreau să vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi seara asta, la acest eveniment. Toate cuvintele frumoase pe care le-am auzit la adresa noastră în această seară, ne convinc o dată plus că Centrul pentru Jurnalismul Independent nu a rămas cu speranță, acum 20 de ani, atunci când în 1994 a fost creat CIJ. Ulterior ne-am transformat în CJI, Centrul pentru Jurnalism Independent. De atunci ne-am schimbat, am crescut, ne-am autorizat, am atins majoratul și asta am reușit datorită dumneavoastră, familie, pentru că voi sunteți cei pentru care noi lucrăm și cu care lucrăm. Și până la urmă, cred că e vorba de o simbioză, dacă vreți, care produce rezultate bune, rezultate frumoase pentru fiecare parte. Eu sunt convinsă că în următorii ani o să mai lucrăm împreună și o să avem rezultate frumoase în continuare, pentru că de lucru mai este, trebuie să recunoaștem. Acum, încă o dată vă mulțumesc, îi feliciți pe toți câștigătorii din această seară, vă urez sărbători fericite și vă zic care e numele speranței acestui an. Victoria Ungurean, Radio Chișinău. Victoria Ungurean, Radio Chișinău. Speranța anului 2014. Bună seara tuturor! Este o surpriză foarte plăcută pentru mine, pentru că în această profesie am înțeles după primul an de facultate că în această profesie trebuie să ai foarte multă ambiție și curaj. Mai târziu am înțeles că depinde foarte mult de oamenii pe care îi ai în preajmă și care cred în tine și te încurajează să mergi mai departe. Eu am un an și jumătate de când sunt în echipa Radio Chișinău și acolo am început să cresc și să observ schimbările pe care mi le-am dorit mereu. Mulțumesc echipei și mulțumesc CJI pentru acest premiu. Toate bine! Victoria, felicitări, doamna Gup, Victoria Răniță, vă rog frumos în scenă și invităm alături de noi pe toți câștigătorii din acest an pentru, da, să facem un selfie de grup și o poză la fel de grup. Toți câștigătorii acestui an, vă rog frumos în scenă. Aplauze pentru un câștigător, să le strângem mâinele și să ne bucurăm pentru rezultatele remarcabile din acest an și vă așteptăm pe toți. Acum e un exercițiu acesta pentru, în special pentru jurnaliști de televiziune, care deseori sunt în interior direct, trebuie să fac față anumitor situații. Sperăm că ei se vor descurca mult mai bine. Toți câștigătorii în centru. Foarte mult încă o dată și vă invităm la recepție acum.